Eu v-am spus marțea trecută, vouă v-am spus prima oară la conferință de presă. Am spus așa, mai aduc aminte. Antonescu nu mai e candidatul USL-ului, dar el nu știe. USL-ul, PSD-ul a dat ordin, era într-o marție. De astăzi a dat ordin să se facă majoritatea. El s-a încheiat majoritatea, stimat președinte. Și a fost și anunțată de Crăvenciuc și de Sărbu. Spus și a zis eu, dar nu mă încălzește cu nimic. Liberalii, am spus și aseară în emisiune, când nu dormeam, știi? Când am dormit, am mai vorbit și aseară. M-ar besimțit. Am spus și aseară. În 2007, la 1 ianuarie, noi trebuie să ieșim de la guvernare. Pentru că Patriciu făcea mari presiuni pe Tăricianu să ne scoată, că avea el votul cu Băsescu. S-a votat o discuție la nivel mare, inclusiv cu președintele, și însemna declanșarea de alegeri anticipate, pentru că liberalii aveau 17% atunci. Colegii mei, miniștrii, și rezultatele economice ale guvernării, care erau bune, în 2007 România avea creștere economică, au făcut să nu ieșim până ne-a dat afară în aprilie, dacă țineți minte, de Florii parcă ne-a dat afară. Și am să vă spun un lucru. La 1 ianuarie nu era parafată înțelegerea între Iliescu, Crebenciuc, Bogdan Orteanu, Rușanu și Tăricianu. Să făceau anticipat. Dar ei 4 luni au avut timp să-și facă și să reziste Tăricianu cu 17% în Parlament până în 2004 în decembrie. Până în 2008 în decembrie. Așa se întâmplă și acum. Ei nu ies. Pentru că unul ca și Chițoiu, care zice că e ministrul liberal. Și ministrul liberal să fii tu, să accepti să propui tu mai mult de tactică. Spui, bă, lăsați-mă în pace, eu liberal. Mă omoar oameni de afaceri cu prostiile care mă puneți la față. Ăla e deja vândut lui Bogdan. Nu înțeleg de ce Antonescu, care l-a luat așa și îl crește, crede că mai e liberal. Deci ea nu vor să iasă de la liberalare. Și spun lui Antonescu, mai stăm. Să stea până facă ăștia tot ce trebuie, să treacă și bugetul. Păi da, fără că vom ăștia stricată. Și o să vină la noi și o să zică, nu vrei să avem împreună candidat? Că îl renunță și la mama lui Antonescu, nu numai la domnul Antonescu. Așa o să întâmple. Dar asta pentru orice politician care să uită puțin în spectrul politic este deja se știe, e un deja viu. Numai ei nu vor să. Pentru că el consideră că trebuie să asculte să-și asculte 2-3 miniștri care deja au alte gânduri, nu de. PSD-ul are și-a făcut majoritatea. Și trece și bugetul și pe urmă zice, hai să ne apucăm de treabă. Să guvernăm. Deci după buget, estimați dumneavoastră că vor. Da, nu primăvară, se va activa de altă. După ce își fac toate analizele, toate...